Hei, salut, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. În vlogul 2 voi semăna semințe de ceapă. N-am mai făcut asta niciodată, am făcut cu arpagic și mi-a ieșit, dar de data asta n-am găsit. Pur și simplu n-am găsit și nu sunt singura care nu a găsit într-un timp atât de târziu. Dar am găsit pliculețe de semințe pentru a planta pur și simplu în pământ cu toate instrucțiunile pe ele, chiar și două soiuri diferite am cumpărat, așa că vă arăt cum merge treaba. Am aici două soiuri de ceapă și anume aceasta Rosa Lungă di Firenze, care este un soi pe care eu nu am mai văzut-o niciodată și sunt tare curioasă să văd cam ce gust au. Nu știu câte semințe sunt în interiorul acestor plicuri, câteodată sunt multe, câteodată sunt puține, dar am să deschid și am să vă arăt și vouă. Și am mai luat și acesta, soiul acesta de Freddy, care mie mi se pare că este un soi normal. Pur și simplu e acel cap un pic mai bombat și firele vin subțiri frumos una în cealaltă. La fel, nici aceasta nu știu câte semințe sunt în interior. Pe spatele fiecărui plic sunt instrucțiuni, deci prea multe greșeli nu poți să dai, decât că eu ce am făcut acum e deja sfârșitul lui aprilie, așa că e un pic cam târziu pentru a planta, dar nu e nicio problemă, oricum nu trăim din grădina de legume, ci pur și simplu vrem să avem un hobby așa în plus în care să ne mai relaxăm. Soiul acesta, după cum vedeți, arată că se poate planta din martie până în iulie, afară nu trebuie să faceți răsaduri. Și are la dispoziție între 40 și 20 de zile ca să iasă și aici îți arată cum să plantezi, la ce distanță, în așa fel încât să fie cât se poate de aerisit, să aibă loc unde să crească ceapa și din iulie se pot începe a cultiva ceea ce va crește. Deci, practic, mai avem câteva luni până atunci. La acesta, tot așa, din martie până în august, se pot planta și, la fel, 14-20 de zile are nevoie ca să iasă. La fel și distanța. Bun, haideți să-i dăm drumul, să nu stăm prea mult, pentru că timpul trece și, după cum vedeți, am făcut și straturile pentru a fi acolo făcute în așa fel încât să nu mai am nevoie de a le face atunci când am nevoie. Aici, în partea asta, am pus niște dovlac plăcintar sau Hokkaido, la fel și aici, nu știu, astea două nu le prea știu, ce care unde îs. Și aici două am niște fasole din aceea ca și tufele. Iar aici vreau să pun usturoiul, așa că încep de aici să pun ceapa. Voi afana puțin pământul cu acest dispozitiv. Pur și simplu trec așa prin el pentru a-l mai fărmița un pic, în așa fel încât să-mi fie mai ușor să plantez ceapa. Eu numesc această ustensilă aparat de făcut masaj, mai degrabă tortură, dar e foarte practic. Afânează foarte bine pământul și este mult mai ușor de lucrat dacă este mai afânat. Cam atâtea semințe sunt în acest pachetel. Am făcut 1, 2, 3, 4 canale, să zic așa, 4 rânduri cu această ustensilă. M-a ajutat tare mult pentru că pur și simplu am băgat colțul acesta ascuțit în pământ și am tras în așa fel încât să fie o linie dreaptă. O astfel de ustensilă este bună și atunci când vreți să plantați niște flori, cum ar fi lalele sau chiar și ceapa arpagic. Pur și simplu apăsați puțin în interior, faceți o gaură cât se cere pentru acea plantuță și puneți acolo ceapa, astupați și e
Gata. Voi pune semințele așa cum scrie pe plic, pur și simplu la 3 cm distanță una de alta și cam asta este. Bun, am terminat, depus primul strat și am astupat deja toate acele patru rânduri. Până acum, până aici, sunt aproape gata. La fel voi face și aici, pur și simplu cu mâna. Am să pun pământ peste semințe. Vă dați seama că nu sunt perfectă, nu sunt o mașină și am mai scăpat câte o sămânță în plus, deci am poate două în același loc, dar nu e nicio problemă. Odată ce una va ieși și va fi destul de mare încât să se poate consuma, o voi scoate și cealaltă va merge mai departe să crească. Deci nu vă faceți probleme pentru că e ceapă, n-are ce să nu iasă. Dar cum că e prima dată că fac un astfel de experiment, bineînțeles că și eu am puțin frică, să zic așa. Cam cred că orice grădinar la început are puțină frică. Pe urmă, încet, încet vezi în fiecare an cum evoluează grădina, ce prinde bine la grădina pe care o ai, la pământul care l-ai și așa mai departe îți vedea în timp seama ce poți să pui în grădina ta și ce nu. Acest strat îl las liber pentru roșii, următorul pun iarăși ceapă, iarăși voi pune roșie pentru a avea spațiu acela între frunzele de la roșii să fie aerisită roșiile atunci când bate vântul, bate soarele, să fie aerisită. Am pățit anul trecut că au fost foarte multe una lângă cealaltă și s-a văzut că deja a fost mult prea înghesuit. De aceea, anul acesta facem un spațiu între ele, în așa fel încât să fie aerul, să treacă aerul mult mai bine și să se polenizeze mult mai frumos. Am terminat de pus ceapa și am și udat toată grădina. Mie îmi place să ud toată grădina pentru că așa rămâne pământul cât se poate de hidratat și atunci când vreau să mai plantez ceva, mi-e mult mai ușor să sparg bulgării de pământ care poate au mai rămas și ne deranjează. Acesta a fost clipul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și, bineînțeles, vă aștept la următorul clip. Nu știu despre ce va fi vorba, dar după cum ați văzut și la început, mai trebuie să pun usturoiul și mai am în plan să pun și morcovii. Tete! Pe lângă asta, mai am și alte... Pe lângă asta mai am și alte proiecte, nu doar răsaduri și grădină de legume. Până data viitoare vă pup și să aveți grijă voi! Pa!